Bun găsit! Suntem așadar după un soi de mini-noapte albă. Ne-am tot gândit și am tot dezbătut despre ce se întâmplă cu echipele românești în cupele europene. Am văzut, în fine, ce se întâmplă, care o să fie viitorul. Și sigur că viitorul este un meci din Liga 1, Superliga, cum se numește acum, cel dintre Mioveni cu Farul. Sigur că o să vorbim și despre el, o să auzim niște vorbe de antrenori înainte această partidă, dar o să ne auzim și pe noi comentând despre meciul de noi, în fine. Bogdan Stela, Radu Paraschivescu și Ion Crăciunescu, despre ce a fost ieri. Ieri ziceam că a fost pe patru paliere, de la Sepsi foarte bine, la Craiova, CFR. Păi și CFR a fost foarte bun. Nu. Cu Andorra nu poți, nu zic să foarte, există doar foarte prost, dacă cumva faci vreo... Păi nu ne-am mai avut surprize de foarte prost. Bine că a făcut foarte bine. Încă... Bine, de la Andorra nu. Nu, la Andorra este normal. Dar... Mi se pare un rezultat normal. Mi se pare altceva decât un rezultat normal? Nu. Nici nu. Vorba. Poate trebuia să fie mai mare, dar... Da, sigur. După care un rezultat neutru, că o să-l auzim pe bancul foarte interesant al Craiovei, este un rezultat neutru. E ca și cum s-ar fi jucat, pentru că Nicușor Bancu spune că e un rezultat bun, că sigur că au jucat mai bine. Dar poate că au uitat că nu se mai pune gol în deplasare. E ca și cum ar fi 0-0. E aceeași lucru. E... Da, el a spus, n-am pierdut. E bine că n-am pierdut. Păi da, dar înseamnă că l-au ascultat pe, și-a ascultat antrenorul, pe Balint, care a spus că mergem acolo... Am impresia că mulți nu și ascultă antrenorul acolo la Craiova. Serios? Deja, nu știu, asta e impresia mea. E că... Și de mult timp cu au vechime. Păi stai că da, antrenorul e altul acum. Păi antrenorul spuse să mergem să rezolvăm calificarea din primul meci. Hai, știu. Las-vă bani. De multe ori apare o diferență între intenție și concretizarea sau gradul în care ea se concretizează. Dar mie îmi face impresia că Bali nu stăpânește deocamdată echipa. Și nu e intrat acolo în atmosferă. Nu e, el e un om serios, un om aplicat, un om care a dat rezultate, care își face meseria. Unii zic că atmosfera acolo este una de ca într-o frumoasă tabără în care lucrurile oricum merg impecabil, masa e servită la timp, activitățile sunt stabilite dinainte și orice ai face, lucrurile sunt bune. Că în tabără ce poți fi rău? Doar să nu te lovești, să nu te accidentezi. Sunt tabere și tabere, nu știu. Da, dar, asta nu, de... dar nu face impresia, da, eu știu ce vrei să spui. Nu tabere face de impresia că acolo nu. Nu face impresia că acolo lucrurile merg bine. Merg din punctul de vedere de care spuneai și tu, salarii... Aia, da, pe ele, da. Da, tot ce merge în jurul fotbalului are respirația normală. Fotbalul, în schimb, câteodată respiră s-a cadat la Craiova și e de mirare că au jucători, au condiții, au stadion nou, au public, au de toate și în condițiile astea te-ai fi așteptat deja la Craiova să arate ceva mai bine, chiar și în mandatul Reghecamp. Acum hai să spui că Balint e la început. E la început. Dar la început, fiind impresia mea, este că nu se face auzit. E o impresie, nu? Poate să nu fie așa. Poate să fie din potrivă, o armonie de plină, dar impresia mea este că el acolo încă e un corp străin. Încă n-a câștigat, să spunem. Încă n-a câștigat. Se pare că, deși patronul de la Craiova, se pare, este un om serios care aduce banii la timp și investește, forța vestiarului este imensă. Da. Pentru că s-a demonstrat... Cum ai găsit? Forța vestiarului este imensă pentru că s-a demonstrat în ultimii ani, așa, chiar dacă au venit antrenori cu nume, pentru că au fost și antrenori cu nume. Sunt Mitin și Pițurcă și alți antrenori cu nume. Da. Și Reghecamp. N-a rezistat niciunul la Craiova. Nu, n-a făcut performanță niciun. Nu, că unii au rezistat, dar n-au făcut puțin. Și fatalmente au fost evacuați. Păi înseamnă, de ce n-au făcut? Pentru că materie prima au avut. Da. Au avut de lucru, da? Dar băieții ăia încep bine, în general, încep bine campionatul, în forță, arată niște meciuri extraordinari și pe urmă îi vezi în cap. Cum? Nu știu. De ce? Ai vreo explicație, Bogdan? În fine, despre meciurile astea, în primul rând, despre partidele astea, că o să zică ceea cărva. Bine, doi ziceți de noi, dar de ceilalți? Cu el s-a început aseară. S-a început seara, s-a terminat cu ei. Bine, meciurile, cel puțin rămân șanse de a ne califica. Adică, cu toate, da? Da, exact. Și chiar dacă drumul e lung până în Andorra. Da. E la fel de lung ca din Andorra aici, să știi. Da, dar nu contează asta. Să știi că nu contează asta. Sunt kilometri mai lungi.
de la depinde Cluj, cu ce vin, cu charter, cu alea, mai sunt niște criterii. Nu vin cu charter. Păi nu, dar nu știi că mai sunt niște criterii cu ce călătorești cu unii la meciuri. Nu, da, el a zis că e lung, că, apropo de proiecte de meciuri din campionat, în fine, fiecare cu socotelul. Dan Petrescu, la el ne referim, că cine să fie altceva. Dar avem șanse cu toate, avem șanse cu toate, adevărat. Dar șanse reale cu cine avem, Bogdan, pe ce ai văzut aseară? Dacă e să ne luăm pe ce am văzut aseară, poate să fie altceva. CFR-ul consider că nu trebuie să ne facem probleme când ne calificăm. Deși îți vine să râzi un pic. Da, bine, râd pentru că încă ne gândim că ne facem probleme și cu echipe din Andorra. Dar la 3-0 nu cred că trebuie să ne facem probleme. Sepsi la fel, mi se pare că au șanse mari să se califice. 3-1, da, cu Olimpia da. Ljubljana. După ce au condus 1-0. Da, nu contează, au condus 1-0. La fel de important e și faptul că ai reușit să revii și să dai 3 goluri. Și asta ce fere a condus, să știți. Da. De mai multe ori. Nu, iar meciul de aseară. Celelalte două, calificarea, din punctul meu de vedere, e în aer. Cel puțin la FCSB, la ce am văzut și la ce am văzut că s-a întâmplat și la felul în care au jucat georgienii și cât sunt de agresiv și de implicat și cât de mult i-au dominat. Chiar dacă FCSB au avut ocazii și puteau să... E adevărat, dacă reușeau să marcheze, n-avem de unde să știm cum ar fi reacționat. Păi da, și ei au avut ocazii. Păi da, știu că au avut. Doar golul ăla. Da, au avut. Da. De asta spun că e un meci, e o calificare deschisă. Cu șanse, din punctul ăsta de vedere... Care sunt procentele? Cât ai ce șanse pentru FCSB acum? Cu sau Burtalo? Acolo 40% CFR-ul, 60% FCSB zici? De FCSB, ai zis CFR, da. FCSB 40%, sau Burtalo 60%. Da. Sună logic. La Craiova? La Craiova cred că sunt 50-50. Bine, da, poate, așa e logic, e da, egal. Poate puțin mai mult că... Dar faptul că joci acasă de multe ori ți se poate întoarce împotrivă. N-ai de unde să... Normal ar fi să-i ajute foarte mult faptul că joacă acasă și că au publicul cu ei. Și, dar depinde foarte, foarte mult cum începi meciul și... Cât de repede reușesc să dea gol sau cât de multă răbdare au și ce știu să facă pe timpul meciului. Că s-ar putea să nu reușească să dea gol. Și să trebuiască să devină pragmatici și să accepte o situație, să știe că trebuie să o duc așa cât de mult pot, să aibă răbdare doar în momentele unde... Că în momentul în care meciul se duce, să zicem că ajungi prin minutul 70-75 și tu n-ai dat gol și ești tot acolo, intri în crize, acolo trebuie să începi să știi să joci, să ai răbdare. Da. Bine, la Craiova ai și prelungiri dacă nu marchezi. Da. Da, bineînțeles, adică da. Nu da. Trebuie să intri în panică. Să ieși în minutul 75. Da, diferența este că ai marcat un gol în deplasare în scenariul ăsta care ți este anulat de golat total. Deci nu mai contează. Pe vremuri conta. Pe vremuri ăștia este lumea, că am ieșit cu ceva din meciul ăsta. Craiova s-ar putea ca oamenii să nu înțeleagă că nu au ieșit cu nimic din meciul ăla. Asta e puțin, au ieșit cu un rezultat egalitate. Da, nu zic, n-au ieșit pe plus. E un rezultat mult mai bun decât al FCSB-ului. Da, dar n-au ieșit pe plus. Adică nu vin cu ceva... Nici pe minus. Au ieșit pe zero. Asta spun. Dar n-au ieșit, cum să spun, ca să zici, noi acum avem ceva pus deoparte, voi trebuie să veniți să ne luați din buzunar. Dacă stai să te gândești... Ai un retur, iată-mă, Bogdan, un retur unde, cel puțin teoretic, publicul, eventualele prelungiri le joci acasă, cu ai tăi. Ceea ce, cum spunea Bogdan, eu armă cu două tăișuri, s-ar ca la un moment dat să se întoarcă împotrivă. Nu, dar e mai bine să joci la tine. Da, câteodată pentru emotivii care sunt, poate... unii dintre jucătorii români, e mai bine să nu joace cu nicio apăsare. Suntem emotivi la un meci cu Vlaznia. Domnul Cologă, nu jucăm cu City. Totuși, că... Și cu ăștia suntem emotivi. Zici de parcă n-ai fost aici în ultimii ani. Ba da, am fost aici, știu, da. Cine a eliminat pe Craiova anul trecut? Putem invoca alte argumente. Albania, neseriozitate, lipsă de valoare, lipsă de concentrare, arbitraj, când e cazul. Da, să ai trac cu niște albanezi la tine ai acasă. Ai trac că nu te califici, asta e ideea. Că începe să intre frica în tine, să zici, mamă, auleu, ce se întâmplă. Asta e, adică nu mai ai libertatea asta de spirit să evaluezi meciul cum trebuie. Poate, cine știe, nu știu. FCSB, domnul Crăciunescu?
Mie FCSB mi s-a părut că au jucat mult, mult prea jos față de ceea ce trebuia să joace. Este drept că au avut și un penalti, trebuie să recunoaște. Ia să vedem faza aia. Ăla din minutul 62? Da, ăla când îmi piedică piciorul. La Cordea, nu? Da, 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 acolo. La Cordea cu Jinjolava. Păi, dacă nici ăsta nu e penalti, atunci și când mai? Nu știu. Păi să uităm, să vedeți. Centrează Florinel Coman. Aici mi se pare că se agăță unul pe altul. Care nu? Unul pe altul? Păi nu, să vedem cine are prim planul. Ia să vedem cine are prim planul. Păi are prim planul jucătorul în tricou de culoare închisă, nu? Așa. Și ăla se duce în el și prinde piciorul. Aha, a, ok, da. Păi, e posibil, da. Păi nu că e posibil, e clar. Și nu e var aici. Nu. Da. Da. La var e și a penalti. Păi... Cred că da. Posibil nu. Dacă arbitrul a controlat faza și a zis că nu e, adio VAR. Păi stai puțin, Radu, să ne înțelegem. Da, da. Apărătorul joacă mingea? Uite, arbitrul se uită la fază. Joacă mingea? Nu. Lovește apărătorul. Atacantul picioare. Joacă mingea? Nu. Cine lovește nu pe cine? Nu joacă nimeni mingea asta. Nu, dar cine lovește pe cine? Apărătorul pe atacant, jucătorul în alb, se duce și la gață pe atacant. Îi pune piciorul da, pe piciorul peste, de... Da, și sare peste, da, sare peste. Cordea deja plecase și vrea să ducă după minge. Păi... Și din neglijență apărătorul vine și da, cade peste piciorul și nu piedică. Da. Bineînțeles. E neglijența lui. Da. E da. Neglijența lui, nu... Dar dincolo de asta, mă așteptam la mai mult la FCSB. Este drept că au întâlnit o echipă care mi-a plăcut. Nu mă așteptam să joace atât de bine. Să joace în viteză, cu o viteză în plus față de noi, parcă tot timpul a fost. Așa mi s-a părut. Uh-huh. În rest, Craiova eu cred că are șansă să se califice. Craiova a părut mai bună decât cei de la Vlaznia. A părut așa, a avut mai multe. Clujul trebuia să mai dea încă 3-4 goluri, că au avut ocazii. Nu s-a pus problema decât a scorului. Despre Cluj nici vreau să vorbim serios. Dacă începem să vorbim serios despre Inter. Tu trebuie să vorbim cu toți, despre toți. Care scaladează. Ăsta e nivelul. Nu, are sens. Adică ăla este un meci de trecut, punct. Pe care nu era de trecut? Care nu era de trecut? E nu, dar chiar Andorra nu, pentru că Andorra încoată. Celelalte măcar sunt niște țări care au mică, dar totuși bază în secție. Slovenia, Albania, e o țară care ne-a eliminat de la campionatul european, da? Da. Totuși Andorra este o... E un fel de glumă în fotbal, că nu poți. Oamenii sunt amatori, sunt despre ce vorbim. E ca și cum am face... V-am mai spus asta. E o selecționată de români care a câștigat Cupa imigranților din Torino. Îi cunosc întâmplător. Păi dacă joacă cu ea și cu ea trebuie să avem și ea zice, da, ce au câștigat cupa... Da, sunt din Torino. Sunt din Torino și au niște italieni. Da, s-a burtat la cine? Dar s-a burtat la cine? E totuși Georgia. Georgia ne-a bătut. Georgia are totuși o tradiție în fotbal. Da, da, are o cultură fotbalistică. Are jucători... Sau a avut jucători... Mi-a plăcut foarte mult cum a avut jucători foarte mari. Tu am văzut joc de echipă la Saburtalo? Da, da. Am văzut la FCSB. Dar nu de echipă? Nimic. N-ai joc colectiv și n-ai viziune. Deja l-am auzit și pe domnul Becali că își face probleme, că vrea să schimbe antrenorul. Da, acolo ne învârtim în același cer vicios. Păi nu ne învârtim în același cer, că nu poți să alerge. Păi dacă nu pui un antrenor și nu ai un management care să poată să aibă... Alerge. Nici nu poți să alerge. Nici primul pas să alerge nu poți să-l fac. Să nu mai vorbim de restul de combinații. Păi ce să poți să alegi dacă acolo este o gravă criză de autoritate? Despre asta este vorba. Au spus-o multe, l-am spus pe Panduru, de ce se mai agită Petre? Stai, domnule, jos, că oricum habar n-ai cine va veni, cine intră, ce... Despre ce vorbim? Acolo vorbim despre un fenomen aparte, nu e fotbal. Și adversarul o să fie greu de răpus, nu imposibil, dar greu pentru că asta spune, georgienii au fotbal, n-au fotbalul Angliei, firește, dar să ne amintim de Caladze, de frații Arveladze, de Chețbaia, de... Mai era unul, a jucat și în Anglia, Kinkladze. Uh-huh. Deci ăștia au fost mari. De Caramieni. Da, au fost Caramieni, dar au fost mari jucători la vremea lor, oameni care au jucat la Milan, au jucat la Ajax, la echipele astea. Nu putem să ne aducem aminte de numele unui andorez. De acum, pe asta de zic, ieri, da, e o glumă, de ieri, a fost un român, pe ăla poate ține minte, da, pe Fehe. Că a făcut penalti, care a băgat ce fără mășură. Și a dat un autogol la sfârșit. Da. Aici cred eu că e suferința noastră, nu drama, doar suferința. Jucăm cu anonimi. Deci noi de o vreme jucăm cu oameni pe care nu-i mai ține minte.
Și ajungem, n-ajungem să jucăm cu echipe cu oarecare da, nume, pentru că n-ajungem. Că jucăm cu anonim, nu e o dramă. Că, de exemplu, da. Și echipe mai titrate am văzut în Conference League la nivelul acesta, care au făcut ceva mai mult decât au făcut. Da. De exemplu, PAOK. Da. PAOK, care totuși e o echipă mai importantă da. Decât, nu știu. Ajunge să joace la nivelul ăsta. Proiect că trece de ele. Da. Poznan, ok, au ieșit și ei din, ca și CFR. Știți ce au făcut cu o echipă georgiană, cu Batumi? 5-1. Păi, au luat 5-0 de la Karabakh. Da, ok, da. Dar măcar și-au revenit în povestea asta. O să ne revenim și noi după un moment publicitar. Ne întoarcem, să mai vorbim, avem declarații după aceste meciuri, ca să vedem cum au văzut, în fine. Să intrăm în posesia viziunii celor care au participat la aceste partide și merge și către Mioveni cu Farul, că e un meci interesant.